Lipsa unei soluții privind criza datoriilor suverane din UE a influențat negativ moneda europeană, care se află în continuă scădere. Specialiștii avertizează că puterea sa de rezistență se diminuează de la o zi la alta. Doar în ultimele două zile, cotația monedei unice față de dolar a ajuns la nivelul de 1,25 față de 1,45 în luna august a acestui an. Analiștii cred că piețele sunt dezamăgite, deoarece Banca Centrală Europeană, deși a promis o mai mare implicare, nu a întreprins nimic pentru a crește volumul de obligațiuni de piață. We still have the problem of the refinancing of the countries in the southern part of Europe. So we need the help of the central bank. Economiștii se așteaptă ca euro să scadă până la sfârșitul anului, iar în primul trimestru al anului 2012 să coboare până la 1,20 dolari. Potrivit lor, presiunea asupra monedei unice va crește, în cazul în care agențiile de evaluare financiară vor tăia ratingul de credit pentru statele europene. Cel mai mare impact asupra euro va avea retrogradarea Franței de la actuala calificare.